Voiau cu mine la deschiderea celui mai nou restaurant din Timișoara. Știm doar că are un meniu internațional, așa că haide să mergem, că imediat întârzi. Mai multe despre acest restaurant. Și aveți mod de claxonați așa. Mai multe despre acest restaurant o să vă spun când ne apropiem de el. Trebuia să o luăm și pe Mândră. Hai, Mândră. Nu mergem fără ea. Și sunt curios cum este meniul. Eu am văzut așa în poze un piept de rață, un mușchiuleț de porc umplut cu hribi. Chestii de-astea. Hai să vedem cum e. Locația se află pe Lucian Blaga numărul 1. Salutare, domnule. Ciao. Sunt Alex. Diana, îmi pare bine. Bine. Și hai să vedem cum e meniul. Dragilor, cam așa arată locația. Mă arată într-un mare fel și îmi place foarte mult tavanul, pentru că au verdeața asta așa și îți dă o tentă fresh. Am fost întâmpinați la intrare cu un pahar de vin. Au aici vin la discreție. Și cam asta este sigla. Acesta este meniul din seara aceasta. Avem ceva vin aici, cocktailuri by Andrei Marian, și pe partea de bucătărie, care practic este pregătită de Bogdan Lobonea, prietenul nostru, avem un mușchi cu o crustă din alune, niște cartofi zdrobiți cu sparanghel și un sos de afine. Mai avem și niște scorțișoare pe aici. Sună interesant combinația și vinul e într-un mare fel, tată. Ia uite-l aici. Cheers, domnule. Cheers. Ajuns și farfuria, care arată într-un mare fel, și avem așa, haideți să vă prezint. Mușchiuleț de porc care este gătit sous vide, se vede de star că este suculent, cu un crumble frumos de alune, da? Aici avem cartofi, poate scolă cuptor sau... Ia să vedem mai bine toată treaba asta, care arată foarte bine, un cartof făcut la cuptor. Avem aici și un sos, dar o să-l degust imediat. La bază avem sparanghel și un sos, sosul de care vă spuneam eu, plus piurea de cartofi în această parte. Ca de fapt, avem o frunză de salată făcută așa frumos în fructoză, ca să dea o tentă crocantă acestui preparat, pe lângă această crustă de alune, după cum v-am povestit. Farfuria arată foarte, foarte bine. Și hai să degustăm, dacă tot, nu? De asta am fost invitați, noi suntem pe partea de food aici. Ia să vedem. Cartoful este gătit cum trebuia. Îmi place că au păstrat inclusiv și coaja cartofului. Să știți că are foarte multe vitamine coaja cartofului, deci cazul în care chiar te grăbești și n-ai chef să cureți cartoful, fă, frate, exact. Lasă-l așa, spală puțin cartoful, l-ai băgat la cuptor și aia e. Mamă, mai bun rău. Are o aromă interesantă, atinsă, cred că posibil să fi fost fiert puțin în stoc de pui, de ceva, pentru că e foarte, foarte aromat. Ok, hai să gustăm și porcul, care arată cam așa. Sunt foarte bine. Este gătit la sous vide. Sous vide-ul practic a fost conceput pentru a nu mai face risipă cu mâncarea, da? Și așa a apărut sous vide-ul. Iar acum pe noi ne ajută foarte mult să gătim diverse preparate, da? Practic, ciao, ciao. Practic, poți să gătești carne, legume și așa mai departe la temperatură foarte mică, cam 60, maxim 80 de grade, îndelungat, da? Hai să vedem și sparanghelul.
pe lângă aroma lunelor, se simte foarte bine și cimbrișorul din acest mușchiuleț. Pe lângă sosul acesta de... Ce mi-ar fi plăcut foarte mult ar fi fost sosul să fie pus peste carne, să-l simt mult mai bine, dar având în vedere că bucătarul a pus aici o crustă și ca să nu înmoaie, l-a pus la bază. Hai să gustăm și din pireul de cartofi. Mă, pireul de cartofi are un... Se vede după cremozitate, uitați aici cum arată. Da. E dat prin sită. Are cât un trebuie. Ți se topește în gură. Extraordinar. Se fini. Ok, dragilor, cam atât cu episodul de astăzi. Aceasta a fost Boema. Ne revedem în episodul următor. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place ceea ce fac. Eu m-am simțit foarte bine la Boema. O să fiți foarte încântați, zic eu, de meniul a la carte. V-am pupat. Să aveți o zi la fel de extraordinară ca și voi. Ciao!